încet în cameră bun. Compact, ceva mai mic decât ăsta, așa,
roman, dar sunt un om de domnișoare care nu sunt talentita mai caramita și dezavantajele la acestea este bateria foarte mică. Și cred că și obiectivul este destul de slăbos. Și mai avem aparate, tot în gama compact, aparate plici, care sunt preferate mele, ca să zic așa, la un aparat compact. Channel Bridge are vizor, nu toate au, dar asta are. Ar trebui să aibă o patină, care nu se vede aici, patină de blitz, adică poți să-i atașezi un blitz extern. Multe comenzi manuale și e să folosească format RAW, nu mai știu pe. Format RAW este mai fi negativul la fi. Este mult mai multe informații, poți să le prelucrezi mult mai ușor. Ok, și mai este aparatul subacumatic, pentru categoria aceasta, ca și asta. Dacă vreți să comutați, vreau să studiați, Elisa, o să comunați. Este, pe lângă faptul că este subacumatic, poți să-l scapi pe jos, așa zice producătorul, să-l duci la îngheț, o zonă de munte, de exemplu. Dezavantajul este că are tot așa o baterie extrem de mică, adică ține 50 de poze, 100 în condiții ideale, nu știu. Da? De ce mi-am luat eu acest aparat și îl folosesc? Pentru că îmi place să merg și la mare, să fac poze și la mare. Nu vă recomand un aparat foto normal la mare, pentru că intrăm în orice aparat de SLR, compact, fiindcă practic se folosește așa ceva. Ok, și mai avem mirrorless-urile, care intră în categoria de SLR, ca să zic așa, sunt mai mici decât un SLR. Și nu le recomand deloc, ori mai bine un compact, ori un SLR, depinde ce vreți, deoarece astea au și o gamă foarte mică de obiective și au fac poze proaste. Și am ajuns la DSLR-uri. Trebuie să știm despre DSLR-uri. Avem aici obiective. Acest obiectiv este 600 milioane de lei. Ultra zoom. Vedeți că este față de aparat. Sau un obiectiv foarte mic, care tot așa este extrem de scurt. Poate exista mai multe tipuri de obiective. Obiectiv fisheye. De bine se vede aici. Prinde toată camera, datorită faptului că iese în afară și practic filmează și fotografiază și un pic în spatele aparatului. Obiectiv ultra-wide. Wide. Normal. Vedeți cum se apropie. Cu zoom. Și ultra-zoom. Aici nu ești prost. Trebuie să mai țineți cont când aparte foto. Este bine să aveți un blitz. Aici aveți toate gama de blitz. Sunt blitz mici, mari, în funcție de buget și ce vreți să faceți. Asta este cel mai mic blitz de la Nikon. Mai sunt genul acesta de blitz-uri care se rotește capul în funcție de unde vrei să bată lumina. Aici, în camera asta, când fac o poză, pot să bată în sus, să le efecte pe sub el. Nu toate au capul rotat cu ăsta mare. Rucsac și genți. E bine când îți iei o cameră foto, să ții și așa ceva. Să fie acolo, cadă de sale, se lovește. Așa, și cartul de memorie. Să nu vă speriați de ceva, pentru că foarte scump are tot hard disk. Viteză tot la fel de mare. Și cam atât, cred. A, și bateriile. În fapt, semne că am depășit timpul. Când aveți de gând să vă cumpărați un aparat foto, trebuie să vă gândiți cu ce baterii funcționează, deoarece sunt destul de scumpe. Ar fi de preferat în acela normale, care pot fi de la orice supermarket. Dacă nu, m-am făcut eu la aparatul acesta, dar trebuie să comand încă una pe eBay, pentru că în România sunt foarte scumpe. E bine să te uiți cât costă o baterie de rezervă la aparat. Și
explicat pe mine așa frumos. Am observat în ultim timp că anumite persoane seamănă cu alte persoane. Și m-am gândit cu cine seamănă Paul. Și ai găsit pe cineva? Da, seamănă cu Tom Cruise. Tom Cruise. Ai și o cursă care se V-am lăsat să vă folosiți imaginația. Și cam atât. Mulțumesc. Eu aș fi zis partizul la asta.